Bună, prieteni! Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care o să decorăm împreună bullet journalul meu și de asemenea o să vă arăt ce pagini am făcut eu pentru luna octombrie. Este ceva mai diferit în această lună, însă sper să vă placă și nu uitați că aceste idei puteți să le folosiți și în oricare alte luni, doar că să schimbați scrisul sau imaginile. Haideți să începem să vă arăt primele pagini pe care le-am făcut. Deci, începem cu prima pagină, este așa, October, scrie aici, aici este un castron de de-al vrăjitoarelor, da, așa un fel de pagină, la fel pânză de păianjen, bu, aici așa am făcut eu cu creionul, un fel de ștersătură, ceva, dar să fie așa mai creativ. Pagina aceasta încă nu am terminat-o, dar astăzi o să o facem împreună, iar noi trecem la paginile următoare. Următoarea pagină este așa un weekly. Puteți să vedeți ce am desenat eu pe aici. Cam așa. Iar aici, în jos, scriu planurile care trebuie să le fac pentru ziua respectivă. Următoarea pagină este aceasta, care o să fie, care este, de fapt, un October bucket list. Da, cam așa. Am înfrumățat la fel foarte frumos și uitați ce am scris aici, gen watch 5 horror movies, 5 horror movies, da. Deci cinnamon rolls, Halloween party, pumpkin craving, puteți să vedeți singur, să-mi decorez camera, să fac pumpkin spice latte, deja am făcut, să fac aceste roluri, deja la fel le-am făcut. Să plec la sală, să am un picnic, da, și mai multe. La fel foarte drăguță această pagină. Și mai departe nu am făcut nimic. Da. Astăzi o să decorăm împreună paginile ce au mai rămas să le decorez. Întoarcem noi deja la prima pagină, da, cam aici. Și aici trebuie să decorez această pagină, o să fie ceva mai deosebit. Trebuie să colorez, trebuie să fac totul. Și o să fac așa ceva în care o să tai această fereastră. Iar aici am niște imagini, așa. Puteți să vedeți. Am așa niște imagini foarte interesante, da? Pe care o să le pun și o să le lipesc aici. Iar când o să vă uitați într-un fel pe fereastră, o să vedeți toate aceste imagini. Acum o să le punem frumos și o să vă arăt cum o să fac eu această pagină. Am aranjat toate imaginile așa cum au încăput, pe unele nu le-am pus și deja am început să le lipesc. Cam așa s-a primit cu lipitul. Acum deja pe partea aceasta trebuie să desenez și să tai această fereastră. Haideți să începem cu desenatul. Jos o să desenez niște lilieci, după care o să-i colorez cu pixul negru. Așa s-a primit această pagină, iar acum trecem să decupăm paginile ferestrei și desigur că mi-am cumpărat așa un fel de cuțit special pentru foaie ca să îmi fie mie mai comod și am pus desubt un fel de carton. De la început a fost un pic mai greu, nu am făcut totul perfect, însă până la final s-a primit și este destul de creativ și interesant. Și neapărat să puneți și voi ceva carton desubt ca să nu tăieți paginile ce sunt. Am continuat să tai până când într-un final s-a primit asta. Cam așa s-a primit și această pagină. Eu sper că voi o să luați această idee și o să folosiți și în alte luni ale bullet journalului.
Apropo, am privit și 5 horror movies care au fost totodată foarte amuzante. O să vă las aici pe ecran, puteți să priviți, doar dacă aveți 16 plus. Da. Și vreau să mai zic că mi-a rămas foarte puțin din acest bullet journal, pur și simplu doar pentru luna noiembrie, după care deja o să-mi schimb jurnalul și o să îmi cumpăr altul. Așa că eu abia aștept să îmi schimb acest jurnal. Dar noi trecem la pagina următoare. Mi-au rămas câteva imagini din astea și am hotărât să fac o pagină mai neobișnuită și simplă de făcut și pe care nu am făcut-o niciodată în bullet journal. În engleză ea s-ar numi two line in a day, adică două linii pe zi. Este vorba de faptul că o să fie ca un fel de mic jurnal această pagină în care o să scriu pe zi câte două propoziții din ce mi s-a întâmplat. Deci am pus imaginile și așa deja în jos fac niște cercuri, o să scriu și datele care au mai rămas din această lună și în fiecare zi pe data respectivă o să scriu două propoziții cam ce s-a întâmplat în ziua dată. Mi se pare o idee interesantă și chiar acum o să mă apuc să scriu ceva ce mi s-a întâmplat astăzi pe data de 19. Cam atât cu acest videoclip, eu sper că vouă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, iar noi ne revedem în alt videoclip. Pa!